Acum că l-am instalat, haideți să vedem ce știe să fac. Aceasta este interfața playerului. În partea superioară aveți majoritatea comenzilor pentru redare. Play, pauză, stop, deschidere fișier, control asupra volumului, balans, ascundere, afișare, listă de redare, egalizator și efecte, schimbarea efectelor de vizualizare de aici, în această zonă. Să las vumetrele analogice. În partea stângă avem o funcție numită copy file, cu care puteți copia fișierul curent în clipboard și apoi puteți să-l salvați unde doriți. Radio capture, în cazul în care ascultați un radio de pe internet, puteți salva stream-ul, deci practic înregistrați muzica de la radio. Shuffle, adică redarea ordonată a pieselor sau redarea aleatoare a pieselor, după cum puteți vedea, foarte evident. Repeat, adică repetarea sau nu a listei. O funcție interesantă poate fi accesată de aici și anume, calculatorul poate fi oprit sau programul poate să se închidă în funcție de o oră precisă, după scurgerea unui anumit timp, la terminarea listei de redare sau după redarea unor anumite piese. Timpul poate fi modificat. Nu știu dacă se aude muzica. Poate fi modificat în funcție de timpul rămas sau timpul scurs dintr-o melodie. Lista de redare are câteva funcții foarte interesante și anume posibilitatea deschiderii mai multor liste, apoi posibilitatea de a adăuga un semn de carte. Dacă aveți o listă cu multe piese, vă este util să adăugați semn de carte și apoi o accesați foarte ușor. Iarăși o funcție interesantă, pentru fiecare piesă vi se indică directorul în care se află, tipul fișierului, frecvența de eșantionare, rata de eșantionare și dimensiunea fișierului. În partea de jos, comenzi similare Winamp, adăugare de fișiere sau directoare, scoatere fișiere sau directoare, sortare după anumite caracteristici, căutare avansată, însă mai utilă este căutarea rapidă, care poate fi accesată de aici, din această căsuță. Pur și simplu scrieți și piesele se vor sorta după conținut, după titlu sau alte detalii înregistrate. Deschidere, salvare, listă de redare. Egalizatorul, după cum v-am spus mai devreme, pe lângă funcția de corecție a sunetului, mai are câteva efecte pe care le puteți aplica melodiilor, și anume speed, un efect de viteză, tempo, creșterea tempoului piesei, pitch, o schimbare a notei muzicale, flange, echo și reverb. Principiul pentru Winamp, de exemplu, trebuie instalate niște pluginuri pentru a avea acces la aceste funcții.